familiilor dumneavoastră și, în ultimul rând, colegilor mei care didactice, care v-au fost mentori și care v-au format așa cum ați dorit și dumneavoastră, pentru că altfel nu aveați premiile acestea. Mă închin în fața dumneavoastră, vă mulțumesc că existați în județul nostru. Mă bucur că față de anul trecut numărul premianților a crescut și va crește și îmi doresc ca acest trend ascendent al notelor de 10 să fie în fiecare an crescător. Și anul acesta, ca noutate, premiem și elevii care au obținut media 10 și la examenul de evaluare națională, clasa 8-a. Dați-mi voie să-l rog pe domnul subprefect să citească ordinul de ministru cu care voi sunteți premiați. Mulțumesc, doamna Ștefan. Înainte de a da citire ordinului, vreau să îndeluiți și mie câteva cuvinte. Să le aduc premianților noștri de astăzi, să le aduc și eu mulțumire în numele meu personal și a instituției prefectului pentru modul cum v-ați străduit, cum ați muncit și ați obținut rezultatele. Rezultatele pe care le-ați obținut puteau să fie obținute de mai mulți copii și astăzi avem această sală plină de premianți și noi ceilalți să stăm și să vă aplaudăm, fiindcă condițiile au fost egale pentru toată lumea. Dar seriozitatea și aplicarea dumneavoastră pentru ceea ce doriți să faceți în viitor cu viața dumneavoastră v-a adus și aceste rezultate foarte bune. Deci nu putem să spunem că subiectele uneori la max sunt așa de grele că nu le poate nimeni acorda, că dumnealor sunt cei care contrazic această teorie. Deci cei care sunt serioși pot să obține și rezultate bune. Sigur că sunteți cei care v-ați gândit de la această vârstă ce vreți să faceți cu viața dumneavoastră. Și acesta este un lucru foarte bun, fiindcă cei care nu se gândesc și lasă lucrurile în voia soarții, nu vor avea nici izbândă în viitor. Sunteți cei care în viitor veți conduce de destinele acestei instituții, să-i spunem, pe care vă faceți profesor, destinele acestui județ sau destinele acestei țări, că sper că v-ați făcut deja o imagine și v-ați demonstrat că puteți să realizați ceva în această țară și o să și contribuiți pe urmă, la rândul vostru, fiecare, să dezvoltați alte generații, să-i ajutați să stea aici, fiindcă avem și ce să muncim, avem și cu ce să trăim, avem toate lucrurile bune în această țară, doar trebuie să le folosim. Și le folosim atunci, dacă știm, să le apreciem încă de pe băncile școlii.